Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint ultimul raport al jurnalistului de investigații Benjamin Fulford, care spune că statul profund al SUA și al Rusiei ar putea fi demolat în această vară printr-un eveniment lebăda neagră. Mai mult decât atât, aceasta ar putea coincide cu reapariția unui califat islamic. Fulford scrie că lumea se îndreaptă către o anomalie istorică odată la câteva mii de ani. Deși acest proces va dura ani, este așteptat un punct de inflexiune major în jurul lunii iunie sau iulie. Sunt de acord mai multe surse ale jurnalistului. Acesta este momentul în care căderea corporației americane și a statului profund rusesc probabil să coincidă cu reapariția unui califat islamic și cu multe alte evenimente. Benjamin Fulford ne propune să începem cu multiplele evenimente de știri care indică căderea corporației Statele Unite. Cea mai evidentă confirmare că ceva nu este în regulă este președintele Camerei SUA, Kevin McCarthy, care a spus, citez, "Din păcate nu am auzit nimic de la Casa Albă de la prima noastră întâlnire, 1 februarie. Biden a lipsit în acțiune și a indus în eroare publicul", am încheiat citatul. Pentru a înțelege cât de fals este show-ul Biden, verificați prezența uriașă la candidatura sa pentru președinție. Cei 81 de milioane de susținători ai săi trebuie să se ascundă undeva în spatele acelor copaci, scrie Benjamin Fulford. Se presupune că președintele Biden rulează chiar dacă mai multe anchete penale se concentrează asupra lui. Cunoaștem cel puțin 8 membri ai familiei Biden care au profitat de pe urma traficului de persoane. Este groaznic și dezgustător, spune reprezentantul Tim Burchett, un membru republican al Comitetului de Supraveghere al Camerei. Despre acest subiect titrează foxbusiness.com. Un alt semn că ceva s-a întâmplat în februarie este că masa monetară a scăzut cu 6,6% de la an la an, pentru cea mai mare scădere din cel puțin 60 de ani. Rețineți că numărul 666 sugerează că aceste date sunt false, dar că ceva foarte rău se întâmplă, titrează zerohedge.com. În continuare, pe site-ul său, Benjamin Fulford publică niște diagrame care confirmă o funcționare continuă a tuturor băncilor din Statele Unite, indicând temerile larg răspândite de colaps al sistemului financiar. Acest lucru se întâmplă chiar dacă FRB scoate sume record de bani, așa cum arată graficele prezentate de Fulford. În mod clar și-au pierdut încrederea sau toți acești bani ar apărea în depozitele bancare. Elon Musk, făcând ecou multor oameni informați, spune că, ținând cont de cheltuielile federale, este o chestiune de când, nu dacă vom fi în faliment, scrie în continuare Fulford. În ceea ce privește momentul, secretarul de trezorerie al Statelor Unite ale Americii, Janet Yellen, spune că SUA pot continua până în iunie, eventual iulie, folosind măsuri extraordinare. Aceasta înseamnă furtul din pensii și asigurări sociale, extorcarea de la aliați și așa mai departe. Este posibil ca extorcarea să fi dus chiar la uciderea președintelui mexican Manuel Obrador, potrivit unor surse mexicane care l-au contactat pe Benjamin Fulford, chiar când acest raport era pe cale să fie difuzat. Sursele lui Fulford spun că președintele mexican și-a anulat toate aparițiile publice și că avionul prezidențial a fost vândut traficanților de droguri din Tajikistan. Atât Uniunea Europeană cât și Rusia au cerut lui Obrador să se întâlnească cu ambasadorii lor, dar el nu a putut să-i vadă, adaugă sursele. Aceste surse au spus anterior că Obrador trebuia să aibă o întâlnire secretă în Nicaragua cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Acest lucru a survenit după ce Obrador a acuzat Pentagonul că a spionat guvernul său în urma unor scurgeri din mass media din Statele Unite și a spus că va începe să clasifice informațiile de la forțele armate pentru a proteja securitatea națională, titrează usnews.com. Acum, povestea oficială publicată este că el a fost testat pozitiv și își ia câteva zile libere, potrivit msn.com.
Va fi o săptămână foarte tensionată și vom monitoriza situația, spun sursele mexicane. Indiferent de ce s-a întâmplat în Mexic, mafia cazară atacă acum în toate direcțiile. După cum notează MI6, șobolanii prinși mușcă puternic, continuă Benjamin Fulford. În plus, față de încercările obișnuite ale mafiei cazare de a ucide toți liderii dizidenți. Ben Fulford scrie în continuare că primim mai multe amenințări de război nuclear total. Donald Trump a repetat acest lucru la fel ca mulți alții. De asemenea, l-avem pe Warren Buffett, care își vinde acțiunile în semiconductori din Taiwan, deoarece există pericolul activității seismice. Aceasta pare o amenințare pentru chinezi de a distruge Taiwanul cu arme de producere a cutremurelor, arme seismice, dacă mai continuă să financeze corporația americană. Cineva ar trebui să le reamintească că dacă vor distruge Taiwanul, atunci Silicon Valley va fi distrusă ca răzbunare. În orice caz, necazurile corporației americane sau ale statului profund american sunt bine cunoscute și se scrie pe larg. Ceea ce este mai puțin cunoscut este că și o doborâre a statului profund rusesc este iminentă, continuă Benjamin Fulford. Evgeni Prigozin, fondatorul companiei militare ruse Wagner, spune că o comunitate de elite apropiate de stat, care operează independent de conducerea politică a statului, sabotează activ efortul de război din Ucraina. Acum, surse ruse ale FSB, care investighează vaccinul Sputnik din Rusia, au aflat că Alexander Ginzburg, omul din spatele efortului de a vaccina toți rușii, este un agent al mafiei cazare de rang înalt. Se spune că este rudă cu Warburg, Sassons, Windsor, Bourbon și alte familii regale europene. Aceleași surse rusești care au spus inițial că Sputnik este un vaccin tradițional antigripal dezvoltat de Rusia, spun acum că nu este. Anchetatorii au analizat comenzile și au descoperit că 30 de contracte diferite au dus la un furnizor unic pentru 10 de milioane de doze. Furnizorul unic nu este identificat, dar FSB notează că vaccinurile au fost plătite folosind valută străină. Ei adaugă că toate contractele au trecut printr-o companie rusă cunoscută sub numele de Gamaleya, a cărei conducere de vârf este doar de origine evreiască. De asemenea, FSB confirmă toate vaccinurile sunt făcute după același principiu, inclusiv Sputnik. Rușii notează că experimentele pentru găsirea genei lui Dumnezeu au început în anii 1970 și 80 pentru a controla grupurile musulmane radicale prin eliminarea genei care i-a făcut să creadă în Dumnezeu. Scopul a fost de a-i face pe musulmani mai ascultători prin întreruperea legăturilor cu Creatorul, spun sursele rusești. Elita sau mafia cazară de asemenea sperie oamenii să ia injecții, creând aspectul unei pandemii prin utilizarea unui procent de vaccinuri. De exemplu, datele publicate în Jurnalul European de Investigații Clinice pe 30 martie în Danemarca arată că 4,2% din lotul de vaccin a reprezentat 71% din evenimentele adverse suspectate. De asemenea, se pare că toate acestea au fost menite să facă posibil controlul oamenilor prin telecomandă, scrie în continuare Benjamin Fulford. Nu numai, sursele lui Benjamin Fulford avertizează acum că odată cu respingerea la nivel mondial a campaniei de vaccinare, mafia cazară a găsit o modalitate de a folosi laptele pentru a modifica ADN-ul uman într-un mod similar. Site-ul biorxiv.org prezintă un articol științific care susține că RNM furnizat de exozomii derivați din lapte poate funcționa ca un nou sistem de administrare orală pentru RNM. Surse de informații poloneze au transmis de asemenea multe link-uri care indică că elitele încearcă acum să folosească hrana pentru a modifica genetic populația într-o stare de sclavie perpetuă determinată genetic. Așa cum mafia cazară din Rusia și Occident lucrează împreună pentru a ne modifica genele, ei lucrează împreună și în Ucraina. După cum afirmă Robert F. Kennedy Jr., ei ucid ucraineni într-un raport de 8-1,
ceea ce ni se spune despre acest război pur și simplu nu este adevărat. Ei bine, se dovedește că marele erou ucrainean Zelenski și guvernul său sunt elite rusești și treaba lor este să măcelărească cât mai mulți ucraineni non-ruși. Niciun lider sănătos nu și-ar fi sacrificat trupele fără sens într-un raport de 8-1 de un adversar superior numeric, dacă nu era vorba de o chestiune de genocid premeditat. Acestea sunt câteva dintre lucrurile în care au fost implicați Bidenii, scrie în continuare Benjamin Fulford. Din acest motiv, Wagner Prigozhin spune că statul rus previne în mod deliberat încheierea războiului. Ei vor să depopuleze și mai mult Ucraina pentru a o transforma într-o patrie pentru oculta cazară. Patrioții ruși sunt acum conștienți de acest lucru și lucrează cu aliații occidentali pentru a pune capăt măcelului fără sens din Ucraina și pentru a găsi un nou aranjament de securitate pentru Europa. De asemenea, ar putea restaura Uniunea Sovietică. Într-un interviu cu jurnalistul elvețian Darius Rochbin, ambasadorul chinez în Franța, Lu Shaye, a spus că țările fostei Uniuni Sovietice nu au un statut efectiv în dreptul internațional. În dreptul internațional, aceste țări din fosta Uniune Sovietică nu au niciun statut efectiv, pentru că nu există un acord internațional care să le realizeze statutul de țară suverană. El neagă existența unor țări precum Ucraina, Lituania, Estonia, Kazahstan și așa mai departe, a scris pe Twitter Antoine Bondaz, expert în China la think tank-ul Fundației pentru Cercetare Strategică din Paris. Cu alte cuvinte, toate aceste state marionete create ca parte a proiectului de reconstrucție a Imperiului Cazar ar putea fi demontate. Israelul se confruntă și el cu o criză existențială. Ne confruntăm cu o nouă eră a politicii de securitate, în care o amenințare reală din toate zonele este posibilă în același timp, a declarat joi ministrul apărării Yoav Gallant. Ceea ce vrea să spună este restabilirea de facto a unui califat islamic care se întinde din Pakistan până în Maroc, lăsând Israelul complet înconjurat. În prezent, Turcia, Egiptul, Iranul, Arabia Saudită și majoritatea celorlalte țări islamice sunt acum unite. Acum, Sudanul și Pakistanul sunt de asemenea pe cale să se alăture sânului islamic. Guvernul militar din Pakistan, controlat de ocultă, care controlează traficul de heroină, luptă pentru viața sa. Pentru că, deși face tot ce îi spune femeii, nu primește bani pentru a-și menține economia în funcțiune. La urma urmei, femeii este în faliment. Acesta este motivul pentru care armata pakistaneză amenință acum cu război India pentru a preveni alegerile care l-ar restabili pe Imran Khan la putere și ar conduce Pakistanul la califat. Între timp, în Sudan, musulmanii par să se răzbune pe Occident după ce au fost supuși de trupele victoriene la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acolo, o misiune de furt de resurse controlată de ocultă, cunoscută sub numele de Misiunea de Asistență Integrată pentru Tranziție a Națiunilor Unite în Sudan, UNITAMS, este atacată. UNITAMS a folosit un guvern interimar pentru a fura bogatele resurse minerale ale Sudanului, inclusiv gaze naturale, aur, argint, crom, mangan, gips, mică, zinc, fier, plumb, uraniu, cupru, caolin, cobalt, granit, nichel, staniu și aluminiu. Ambasada SUA în Sudan a fost evacuată după ce cetățenii americani au fost avertizați să rămână în siguranță până la noi ordine. Avertismentul spunea că există informații incomplete despre convoaiele care se îndreaptă din capitala țării, din Africa de Vest, Khartoum, către orașul de coastă Port Sudan. Ambasada nu este capabilă să sprijine convoaiele. Călătorind într-un convoi este pe propriul risc, se spune. Aeroportul internațional Khartoum este în prezent închis din cauza luptei. O sursă CIA comentează: se pare că 16.000 de cetățeni americani au fost abandonați în Sudan. Este aceasta o repetare a ceea ce s-a întâmplat în Afganistan? Ministerul francez de externe a declarat că o acțiune de evacuare rapidă a personalului diplomatic și a cetățenilor francezi din Sudan
este coordonată cu țările partenere europene și aliate. Țările de jos, Belgia, Norvegia și Germania, au declarat că se află în mijlocul mai multor operațiuni. De altfel, Sudanul este a treia țară ca mărime din Africa. Guvernul israelian, confruntat cu un califat în renaștere și știind că susținătorul său tradițional, Statele Unite, este în cădere, cere Chinei să intervină și să negocieze un acord de pace între el și vecinii săi. În încercarea de a face pace cu Iranul, l-au invitat pe prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, și soția sa la Ierusalim. Acest lucru ne arată ce se întâmplă cu adevărat între Israel și Iran. Nu-l văd pe Netanyahu acolo, comentează o sursă Mossad. Surse de informații asiatice spun că evreii din Israel vor fi protejați și eliberați. Dar conducerea lor genocidară a ocultei cazare trebuie să se predea. În general, guvernul chinez spune: comunitatea globală se confruntă cu o alegere importantă și urgentă între o viziune a securității comune, cuprinzătoare, cooperantă și durabilă, sau paradigma războiului rece de a servi doar hegemonia unuia și securitatea absolută a câtorva. Cu toate acestea, pentru a se asigura că această nouă paradigmă de securitate este la înălțimea Occidentului, marinele SUA și ale Marii Britanii reamintesc lumii că dețin încă controlul asupra oceanelor. De aceea, un grup operativ al Marinei Regale se îndreaptă spre Marea Baltică pentru a participa la cele mai mari exerciții militare suedeze de mai bine de 25 de ani. Acest lucru subliniază angajamentul Marii Britanii față de securitatea Europei de Nord. Grupul operativ face parte din Forța Expediționară Comună, condusă de britanici, însărcinată cu răspunsul la evenimentele din numeroasele căi navigabile și chei vitale ale Europei. Britanicii se poziționează pentru negocieri cu privire la o înlocuire a NATO, amintindu-le rușilor că încă pot închide Marea Baltică. Ei fac același lucru cu strâmtoarea Malaca. Toate acestea fac parte din coliziunea dintre englezi, care controlează mările, și Organizația de Cooperare din Shanghai, care controlează masa terestră eurasiatică. Ei au convenit deja că o lume multipolară de țări prietene va înlocui viziunea elitei mondiale a unei ferme de animale umane controlate central. Marea întrebare care rămâne este: prăbușirea ordinei mondiale bazată pe reguli va scoate la iveală tehnologii ascunse care vor introduce o nouă eră? De exemplu, o tehnologie care a fost cu siguranță suprimată este energia hidrogenului. Un mic exemplu în acest sens este un vehicul de teren cu autonomie de 800 de kilometri, care rulează cu cartușe de hidrogen detașabile. Dezlănțuirea fluxurilor de hidrogen practic libere ne va permite tuturor să trăim ca milionari, continuă Benjamin Fulford. Totuși, în ceea ce privește antigravitația și programul spațial secret, decizia este încă deschisă. Un indiciu că am putea fi dezamăgiți este motivul pentru care NASA, o agenție spațială, are printre facilitățile sale unul dintre cele mai mari studiouri de film din lume. Poate pentru că, după cum sugerează și numele, nu este o agenție spațială, ci un studio de film care face doar filme, a spus o sursă CIA. Sperăm că antigravitația și călătoriile în spațiu sunt reale, dar oricum adevărul ne va elibera. Încheie jurnalistul pe site-ul său benjaminfulford.net. Prieteni, mă opresc și eu aici, nu înainte de a vă mulțumi ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Pe curând!